Îți mulțumim că ești în locul ăsta, Doamne, îți mulțumim că faci lucruri așa de frumoase, Doamne, și am declarat cântările astea ultimele două că aceasta mi-e dorința, ție-ți dau inima, Iisus, mă încred în Tine și, Doamne, vrem să nu rămână doar la nivel de cântare, Doamne, vrem să fie o declarație trăită și mă rog să ne ajut și în zilele care, prin harul, prin îndurarea, prin pacea Ta ne mai stau în față, Doamne, să Te putem lăuda, Doamne, să Te putem cinsti, Tată, să putem să stăm în prezența Ta, în voia Ta, în harul Tău, în îndurarea Ta, Doamne, să ne încredem pe deplin în Tine, Tată. Mărește-ne Tu credința, Doamne, și Te rog, Doamne, mergi Tu cu noi, fii cu noi. Mă rog, Doamne, momentele astea care ne stau în față și ne vom uita în cuvânt, în privința credinței, aveam aici o cuvântare și n-am încheiat-o și așa am simțit atunci că trebuie să o împart în două. Doamne, Te rog să le legi, poate mulți din oameni care sunt aici în seara aceasta n-au fost atunci aici, Doamne, și acum e o continuitate, dar știu că prin Duhul Tău le vei face toate înțelese, Doamne, mă rog să-mi dai ungerea Ta, Doamne, și mă rog lucrul ăsta ori de câte ori vorbim din cuvântul Tău, nu doar pentru mine, pentru Filii, pentru Neluțu, pentru Sani, pentru Vali, care ne-am bucurat sufletele de dimineață cu prezența Ta, pentru toți care vin și predic aici, Doamne, Te rog, fii cu noi, Te rog, dă-ne ungere, Doamne, așa încât cuvântul Tău să atingă, să lucreze ceea ce Tu vrei să faci prin cuvântul Tău și îți mulțumesc, Doamne, pentru toate lucrurile acestea, în numele Lui Iisus Hristos. Amin, amin. Și, dragilor, vă rog să vă reașezați. N-am să încep cu un text, să citesc, că e o continuitate la un mesaj. Nu știu câți din voi ați fost aici când am avut mesajul acesta. Am pregătit și o recapitulare scurtă și o să merg și acolo. Dragilor, ceva foarte interesant s-a întâmplat de dimineață și trebuie să vă zic până nu uit, că asta nu mi-n notițe, nu mi-n plan să zic. Am avut părtășia superbă de faină de dimineață și un frate scump care ne-a vizitat aici, care îl știam de dincolo de graniți, îmi spune Madi, el pentru prima dată a venit aici, mi-a zis așa de mult ne-am bucurat cu voi, a fost superb, a fost bine, el a fost și cu noi la Harvest, la Rad, în fine, i-a plăcut și aici și acolo. Dar o chestie faină, zice, un singur lucru, zice, ți-l zic acum, asta este. De ce voi aveți bostani în biserică? Și mi-o pica mie fisa că de unde-i dânsul, anotimpurile sunt altfel și acolo cam tot timpul e tot o vară și o toamnă și nu se sărbătorește Thanksgiving acolo. În America, da, că și ei cu zăpadă, cu toamnă, cu așa și aducem darurile astea pământului și alte dată erau mulți struguri și mere și gutui și așa și multe din elemente dincolo. Și da, uite că aici au rămas bostanii și acum el se gândea că noi suntem printre acele biserici care sărbătoresc și ele Halloween. Și am zis, nu, dragule, nu, nici de cum n-am face un asemenea lucru, să sărbătorim Halloween, pentru că știm că aia e o sărbătoare a morții. Și noi vorbim doar de viață și doar de binecuvântările lui Iisus Hristos și, cum ziceam în propoziția scurtă la închinare, dacă lumea se pregătește pentru un război, cerul se pregătește pentru o nuntă și tare vreau să fiu și eu și tu să fim parte din mireasa Domnului. Mesajul deja expus și vorbeam în urmă cu vreo 3 săptămâni aici sau 4 câte au fost, ridică pânzele credinței. A fost un timp acolo și am să-i fac și o mică recapitulare mai târziu și o să încerc să o fac fulger că avem mult material de mers și nu vreau să obosesc pe nimeni. Dragilor, Iisus Hristos, da? În timpul acelei, se menționa și de dimineață, în timpul acelei furtuni, s-a trezit și a poruncit valurilor și vântului ca să tacă și a tăcut fără grai, da? S-a dus la ucenici, i-a întrebat unde este credința voastră. De ce credeți că i-a întrebat pe ucenici unde este credința voastră? Eu tare cred că Iisus se aștepta de la ei să-și activeze ei credința în ei și ei să facă ceva despre această furtună. Avea această așteptare de la ei ca să facă ceva. Iisus a putut să doarmă, El putea să doarmă în furtună și astfel a avut credința să și poruncească furtunii, să se liniștească. Furtuna era... Știți foarte bine toată povestea respectivă, dar un lucru care vreau să-l notez și să-l punctez, furtuna era afară, nu era în interiorul lui Iisus Hristos, nu era în interiorul lui, era afară. Știți de ce era? Ce era în interiorul lui Iisus era pacea lui Dumnezeu deplină. Pacea cu furtuna și cu frica, cum se zicea de dimineață, nu stau la oaltă și Iisus era... plin de pace. În alt pasaj, tot cu ucenici, acolo spune la un moment dat lui Petru: Petre, Satana a cerut să vă cearnă, dar eu m-am rugat pentru credința ta, Iisus Hristos, mijlocitorul. Vedeți voi, disperarea aia din viețile noastre ne face să ne întrebăm: Doamne, ne iubești? Dar credința ne face să spunem: Dumnezeu ne iubește. Mai țineți minte, am citit data trecută versetul acela: fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Doamne, dă-ne pe deplin credință în viața noastră, în așa fel încât să fim cu toții plăcuți Ție. Și da, uite, acum trecem la partea a doua a mesajului și vreau în mesajul, în partea asta a doua, s-a vorbit foarte mult în prima parte despre credință și vreau în partea asta a mesajului să vorbim despre vânt. Citesc câteva versete, Ioan 3:8. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Cât de interesant e versetul acesta. Galateni 3:14 spune: pentru ca binecuvântarea vestită lui Avram să vină peste neamuri, așa ca prin credință noi să primim Duhul făgăduit. Romani 15:13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Mai țineți minte un pasaj din copilărie, așa mi-l amintesc numai așa fugitiv: toate pânzele sus. Țineți minte o strigare așa, care suntem mai în anii ăștia, poate ține minte, era ceva, un fel de filmuleț românesc, ceva, și se striga acolo: toate pânzele sus, da? Și corabia avea puterea să pornească, deoarece vântul își putea face slujba. Comparația asta cu pânzele, dacă vrei să revii la imagine, e exact așa. Partea noastră, spuneam în mesajul trecut, că îi să avem credință și Dumnezeu ne vrea credincioși și noi trebuie să facem ceva, să ridicăm aceste pânze. Apoi Duhul ăsta care nu știm de unde vine, vântul, El este Cel care duce corabia noastră, care-i trupul nostru, care-i cuvântul, care-i cunoștința care o avem în Hristos. Și Duhul Sfânt să lucreze, dragilor, în viața noastră. Doamne, mărește-ne Tu credința. Și trec să citesc un pasaj din Ioan 14, câteva versete de la versetul 12 din Evanghelia după Ioan. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl și orice veți cere în numele meu voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Ce promisiuni extraordinare! Duhul adevărului. Și erau ucenici atât de disperați: cum să pleci? Cum să te duci la cruce? După aia, cum să pleci acum dacă tot ai înviat și ne-am recăpătat bucuria? Acum iară pleci. Prima dată la moarte, a doua oară la viață. Rămâi cu noi. Nu. că-i mai ferice de voi să plec, că așa Duhul adevărului și mângâietorul, un alt mângâietor, așa de mult îmi place, pentru că Iisus Hristos a fost pentru ei și mângâietor. Acești 3 ani cât au umblat cu bărbații ăștia, acum le zice un alt mângâietor, Duhul adevărului va fi cu voi și în voi. Și spunea Vali așa de frumos de dimineață, diferența aia ce s-a întâmplat cu Petru după, așa-i? Hai să ne uităm și la Evrei 12:2. Să ne uităm. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Adică la Iisus, care după bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Amin? Țintă la Hristos. Toți ochii pe Hristos. În El ne este exemplu, în El este tot și avem noi nevoie în viața noastră de credincioși. Așa de importantă este credința, dragilor, și mă gândeam la un lucru când studiam, Iisus pleacă și nu rămâne, nu persistă unde nu este credință. Vă citesc un scurt verset din Matei 13:58. Și n-a făcut multe minuni în locul acela din pricina necredinței lor. Eu totuși cred că Iisus Hristos poate face orice, oriunde, oricând. Și totuși, dacă nu găsește credință, nu-și unește lucrarea lui dumnezeiască acolo. Și uitați-vă atenți, citiți toate Evanghelie și veți vedea unde a fost mai puțină credință acolo, da? Și unde erau oamenii mai cu credință, s-au făcut lucrări mult mai mărețe. Vreau, dragilor, să mergă, cum spuneam, rapid prin recapitulare. Ok, care n-ați fost aici, o să auziți o predică în 3 minute. Măcar cu asta să mergeți acasă. Așa, ridică pânzele credinței, da? Pune slide-ul întâi, ce e credința? Asta mi era primul punct la mesajul trecut și foarte fugitiv doar zic că versetul care era baza aici, Evrei 11:1, și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd, și am recitat și o poezie cu credința și ne-am bucurat aici și ne uitam la punctul acesta unde descriam foarte multe locușoare, unde îi descrisă și din text și anume credința. Da? La punctul al doilea vorbeam despre faptul ridică pânzele credinței, deoarece credința aduce rezolvarea, și mergeam un pic în viețile noastre să ne uităm care prin ce trecem și cu ce ne batem, și vedeam din Scripturi că unul din rolurile credinței tocmai să depășim momentele astea și credința să ne ajute, da, vindecări, rezolvarea în situații, situațiile astea personale din viața de zi cu zi. Apoi ne uitam la credința aduce lucruri mari. Și citeam versetele care ne vorbeau de faptul că Iisus spunea ucenicilor că vor vedea lucrări și mai măreți, așa? Și ziceam că nu-i doar credința, nu ne-a dat-o Dumnezeu și nu e un dar așa de puternic dat de Dumnezeu nouă credincioșilor, doar ca să ne rezolvăm, nu să avem mâine Zuzu și Lidl-ul și să le avem pe astea. Nu-i doar pentru, dar și pentru acelea, dacă Domnul se îngrijește de noi, dacă se îngrijește de păsările cerului, cu atât mai mult se îngrijește de noi, care suntem copiii Lui, dar tot aici e așa de extrem de important și notam lucrurile acestea, să ne uităm la faptul că mântuirea, da? Mântuirea este prin credința în Hristos și atât. Deci vorbeam acolo de niște lucrări mari care să le facem, dar să fim foarte atenți, să nu cumva să ne lase mintea noastră să gândim că e nevoie să facem niște fapte și nevoie să facem niște lucruri mărețe ca oarecum cumva prin aceste lucrușoare mărețe să ajungem la mântuire. Nu! Iisus Hristos și-a făcut la Golgota, e absolut suficient, asta ne mântuiește, atât. Nimic altceva, nici alte daruri, nici alte lucruri, nimic nu-i mântuitor, doar jertfa lui Hristos, pentru că orice alt lucru din cer sau de pe pământ, dacă s-ar pune între noi și Hristos ca și un act al mântuirii personale, atunci jertfa lui Hristos ar fi înjosită, ar fi mică, dar nu, jertfa lui este aici, prin ea avem mântuire, restul sunt doar niște recunoștințe, doar niște acțiuni, doar niște atribuții, doar niște lucrări care curg din viața noastră ca și o recunoștință, ca și ceva de care suntem așa de încântați și a făcut Hristos pentru noi, încât simțim că vrem să stăm la dispoziția Lui, și El zice Scriptura că a pregătit lucrări multe și mărețe, numai să fim gata să pășim în ele. Mă duc foarte repede doar pentru că e recapitulare, da? Și era ultimul punct din mesaj, crede doar. Și când mă rugam și pregăteam mesajul ăsta, mi-a pus Duhul pe inimă că e un mesaj prea fain și prea adânc, dar încă sunt mulți care legați cu lucrușoare, care ziduri. Știți voi versetul ăla, Isaia 59:2, cine legiurile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru, păcatele voastre vă ascund fața Lui și îl împiedică să vă asculte. Ieremia 5:25, din pricina nelegiurilor voastre n-au loc aceste orânduiri, păcatele voastre vă lipsesc de aceste bunătăți. Și mă cerceta Duhul Domnului în versetele astea și în gândurile astea și îmi dădeam seama ce folos să vorbim de lucrări mari și de credință și de a ridica pânzele astea și de a înainta, când știm clar că un păcat pune zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Și atunci era punctul acesta al patru al mesajului, crede doar și vei fi liber. Și care, mai țineți minte, era vorba acolo de adicții, de situații grele prin care oricare din noi, indiferent cât de evlavioși, cât de în ce zone de slujire am fi, indiferent, trece prin situații, trecem prin slăbiciuni, trecem prin lucruri în care suntem vulnerabili și slabi, și Satana știe să te izbească mereu și mereu cu ceva proaspăt. Când ai zis că, uite, reușesc să biruiesc invidia, reușesc să biruiesc bârfa, te va ataca cu altceva. Și viciile astea ne vor pândi o viață, dar trebuie să știm să le biruim și trebuie să avem această conștiință că zidul păcatelor din viețile noastre pune un zid de despărțire, pune despărțire între noi și Dumnezeu, și să luăm ăsta așa de strict, așa de, cu atâta sfințenie. Dumnezeu este sfânt. Sfințenia Lui întotdeauna descoperă seriozitatea păcatului meu, da? Vă mai spun o dată. Dumnezeu este sfânt și sfințenia Lui întotdeauna descoperă cât de serios, cât de adânc și de serioasă e situația păcatului din viața mea. Deci o luăm foarte în serios, dragilor. E primordial această problemă a păcatului în viețile noastre. Dacă vrem să atingem și alte trepte ale credinței, trebuie aici neapărat să rezolvăm partea asta, da? Amin. Doamne, ne pocăim, ne lăsăm atinși de puterea Duhului Tău și mai cerem iertare peste sufletele noastre, numele scump al lui Iisus Hristos, prin sângele Lui, care a plătit odată pentru totdeauna plata păcatului. El a plătit totul, dragilor. Și trec acum la partea a doua a mesajului, la pânze, cum spuneam, la vânt, la Duh Sfânt. Ioan 3:8, vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Am recitit versetul acesta și așa este. Mărește-ne, Tatăl nostru, credința, crede din toată inima. Și a pus deja slide-ul, crede și vântul Duhului Sfânt va da direcție. Avem nevoie așa de mare de direcția credinței, de direcția Duhului. Așa de mult îmi place comparația asta și explicația asta Duhului Sfânt. Vă dați seama ce har minunat ca noi să avem Trinitatea, ca noi să-L avem pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu cu noi. Spune că trupurile acestea sunt temple ale Duhului Sfânt și momentul când vii și primești nașterea din nou și te apropii de Dumnezeu, Duhul Sfânt deja începe lucrarea frumoasă în tine. Și ne zicea, iară reamintesc ce frumos ne zicea despre Petru, ce se întâmplă cu el după momentul ăsta în care Duhul Domnului era în el. Ioan 3:5, Iisus i-a răspuns, adevărat, adevărat îți spun, că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne, este carne. Și ce este născut din Duh, este Duh. Cât de frumos! Corinteni 5:7, pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. O încredere neclintită era un alt verset care îl citeam data trecută. Asta e credința, da? Nu se vede, e ilogică, e fără rațiune, dar crezi măcar că n-ai văzut, și dădeam exemplele alea cu, da, mai țineți minte, degetul din costă și așa, și avea Iisus un verset așa de frumos care l-am citit, și să avem timpul pentru altceva, nu mă mai duc iară la el, dar în mare mai ferice de cei care nu văd și cred. Și suntem aici la Florești în seara aceasta, n-am văzut ce au văzut ucenicii, dar credem și credem din toată inima, așa-i? Faptele Apostolilor 2, 38. Le spune Petru, pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Ce promisiuni extraordinare! Iuda 1, versetul 2, îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite, prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu, spune aici Iuda, despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu, ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Luptăm, Doamne, pentru credința aceasta și vrem să o mărești în inimile noastre prin Duhul Tău cel Sfânt. Trecem la punctul al doilea, crede. Duhul Sfânt aduce nașterea din nou. Duhul Sfânt e Cel care lucrează și ne dă nașterea aceasta din nou. Vreau în lumina Scripturilor în seara aceasta să ne uităm la mai multe lucrări care le face Duhul Sfânt în viețile noastre. Nu e doar una, sunt multe lucrări. Și vedeți voi cum să ajungi la etajul 2, treci ca 16 sau 17 trepte, depinde un pic de înălțimea parterului. Dragilor, așa e și cu Dumnezeu, așa e și cu viața de credință. Dar să știți că primul pas e mântuitor. În momentul când am intrat în Hristos, în momentul când zice, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru că oricine crede, atât, crede în El, să nu moară, ci să aibă viață veșnică. Tâlharul la cruce n-a mai avut timp nici să vorbească în limbi, nici să facă fapte bune, nici să dea zeciuiel. Câte zeciuiel a dat tâlharul? Nimic. Și știi ce? Veste faină, când o să ajungem în cer, nu voi fi cu nimic mai strălucit decât El. Va fi și El acolo cu mine. Și ăsta e harul lui Hristos, pentru că vă ziceam, trebuie să înțelegem că jertfa lui nu înlocuiește nimic și tot ce vine după, ca umblare, ca trăire cu Domnul Iisus Hristos, prin credință, lucrurile Duhului Sfânt, îți toate să edifice, să echipeze, să ajute, da? Vedeți acum care sunteți cu știrile, care, mai echipați, soldați cu toate războaiele astea și oriunde, pe orice canale merg, tot tancuri și chestii apar și vezi din ce în ce mai sofisticat și mai... Credeți că nu e la fel și cu lupta credinței? Are Radul nostru o vorbă, crezi că la ăstea ieși cum zicea el, oare în pantalon scurt, maieu și spărgând sămânță. Avea el o vorbă. Crezi că așa se merge în luptele spirituale? Nu, era vorba acolo în Efeseni de un echipaj de lucruri, da? Și ăstea țin iară de Duhul Sfânt, că Duhul Sfânt face toate lucrurile, absolut toate. El când s-a dus Hristos la cer și a lăsat Duhul adevărului, Duhul face tot ce mișcă biserica pe pământul lui. El e cel care face toate lucrările. Ioan 3,5. Iisus i-a răspuns, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu se poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Aici e vorba de naștere din nou, da? Din apă și din Duh. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din Duh este Duh. Deci Duhul Sfânt vine, te sensibilizează și tu începi să vezi că ceva se schimbă foarte radical în viața ta și cred că cei mai tare sunt în categoria asta noastră și eu mă număr acolo, a celor care ne-am pocăit dintr-o viață din absența lui Dumnezeu, da? Am reușit să mergem un pic prin lume, să nu credem că există Dumnezeu, să avem noi adolescența noastră, tinerețea noastră, știu cât o... Și la un moment dat, Duhul lui Hristos începea să ne atingă inimile și să primim această naștere din nou și nu știu pentru voi, dar pentru mine unul șocul mare a fost când eram așa, cam ca și Darius al meu, pe la 19 ani și începeam să mă cercetez, să mă cerceteze Domnul la fiecare predică și să plâng și mi-am dat seama că o să iau făgașul ăsta credințe, pentru că creștea cu viteză enormă în viața mea și mă muncea un gând, mă gândeam, da, ce o să facă eu când o să fiu în contextul cu creștinii și cu tinerii și cu toți, o să eu am înjurăturile mele, alea nu mai ies din DNA, că de la 13 ani dau pe ele. Și ei, să știi că asta face nașterea din nou. Deci tot ce-i vechi, tot ce-i mizerabil, de neînțeles, deci nu înțeleg cum. Deci mi-a șters hard drive-ul, deci nu, chiar au trecut luni multe la lucru și de zile după ce m-am apropiat de Dumnezeu și așa, și la un moment dat s-a întâmplat ceva la lucru și mi-am izbit un deget tare. Spre surprinderea mea am zis o vorbă faină, ceva fain, și atunci iară mi-am amintit gândul ăsta, wow, în altă circunstanță așa dădeam acum, cine știe pe ce și cum. Numai. Deci nașterea din nou are niște lucruri foarte, foarte faine, dragilor, și să știți că Duhul Sfânt la nașterea din nou vine deja și deja face o instalație aici, da? Că mulți merg un pic pe ideea, mă, Duhul Sfânt, atunci când îi, dar până atunci n-ai. Băi, cum să n-ai? Adică n-ai. Cum să nu fie Duhul Sfânt care a făcut? Deci Duhul Sfânt te naște din nou, Duhul Sfânt te conduce la vană să intri în apă, Duhul Sfânt îți face momentul ăla căinței tale când îți pare rău de tot trecutul, Duhul Sfânt lucrează lucrurile astea. Da, dar cum spuneam cu treptele, mai sunt și alte lucrușoare, mai sunt multe alte lucruri în Duhul și în umblarea cu Duhul. Dragilor, mergem la celălalt, Duhul Sfânt ne face roditori. Duhul Sfânt lucrează lucrul acesta în noi. Nu trebuie să ai un anumit dar și o anumită chemare și un dar duhovnicesc, da, cum ar fi minunilor, prorociei, un anumit dar de genul, ca tu să ai roada Duhului Sfânt. Dragilor, știi când ai roada Duhului Sfânt? Când deja primele zile au început să miște nașterea din nou în tine, așa-i vă amintiți? Deja aveai pace, deja aveai liniște, aveai pace în furtuni, aveai pace în necazuri, aveai blândețe, aveai bunătate, ai început să ai înfrânarea poftelor, ai început să distingi păcatul de tot ce mișcă, da? Și ai început să-ți dai seama, mă, lucrul ăla e rău, până atunci poate te-ai dus oricum la el, bă, dacă nu mă vede nimeni, nu-i stres, mai iau și ce nu e a meu, dar după aia nu. Îți spune deja clopoțelul, nu, ăsta e furt, dacă tu iei ce nu e a tău, e furt. Dacă nu ți-ai plătit cât trebuie să-ți plătești la taxe, furt. Dacă nu, îți vin deja toate becurile, ți se aprind. Cine le aprinde? Duhul Sfânt le aprinde. El face lucrarea asta și vreau să citim împreună, să ne uităm la Galateni 5:22 și crede că Duhul Sfânt face lucrul ăsta în tine și din primele zile ale nașterii tale din nou deja vezi că vin lucrurile astea. Dar știi cum e și cu astea? Astea cresc. Peste viața de credință vor deveni tot mai evidente, mai clare, mai consacrate și ținute mai cu sfințenie și te vei ține de ele tot mai tare. Roada Duhului, dimpotrivă, este, spuneți, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Vreau să mai citesc ceva așa de frumos, care am citit și în mesajul trecut, primul mesaj al credinței, 2 Petru 1:5. Cred că dacă nu foloseam o imagine cu apă, nu-mi trebuia să beau așa de multă. 2 Petru 1:5. De aceea dați-vă și voi toate silințele. Vedeți ce face credința? Ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința. Cunoștința, înfrânarea, aici deja vine rodirea Duhului Sfânt. Înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavie, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni, că dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori. În acea ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos, apoi este, dragilor, să știți că este mai mult. Care sunt semnele credinței? Și am găsit niște versete așa de frumoase, Marcu 16, 17, te rog să pui. Wow, aici e ceva pentru noi toți. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Credeți? Credem? Hallelujah! În numele meu vor scoate dragi, vor vorbi în limbi noi. Vor lua în mână șer, dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se va însănătoși. Și pentru cine e lucrul acesta? Pentru un bărbat sau 2 sau 5 sau 10 dintr-o lucrare? Pentru oricare crede, dar trebuie să crezi. Și credința trebuie să fie prin voia lui Hristos și El să o pună în tine ca dar. Și tu poți face lucrurile acestea. Galateni 3:9. Așa că cei ce se bizuiesc pe credință sunt binecuvântați împreună cu Avram cel credincios. Dragilor, Duhul Sfânt este cu noi și noi. Vreau să fie foarte clar lucrul acesta. La ceea ce am atins spun aici, Duhul Sfânt, numai El, da? Dar totuși are nespus mai mult pentru noi. El are o altă măsură. El are o altă treaptă. Și asta e accesibilă pentru noi credincioșii. Da, îmi place să cred că aici Dumnezeu decide și are anumite momente când hotărăște să ia un anumit bărbat, o anumită femeie din anumit loc și să facă anumite lucrare și în cazul ăsta îl echipează și îi dă un dar de discernere sau la unui dă un dar de învățătură sau la unui dă un dar profetic pentru că vrea să meargă să fie o îngraie a unui popor și să vestească niște lucruri care se întâmplă. Da, într-adevăr, sunt unele lucruri care îmi place să cred și înțeleg din Scripturi, citind și Faptele Apostolilor, nu au fost cumva la duzină, deci nu neapărat toți trebuie să le avem pe toate, dar Duhul Sfânt cu siguranță are pentru noi toți treapta aceasta care urmează să vorbim despre ea. Iuda 1:20. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Doamne, învață-ne ce înseamnă rugați-vă prin Duhul Sfânt. Și vreau să pui slide-ul următor. Crede că este un botez în Duhul Sfânt. Un alt pas în credință spre zidirea bisericii, spre edificare, da? Și poate spui, wow! Ce e asta, poate te întrebi? Ce botez în Duhul Sfânt? Știi ce, dragule, nu te îngrijora. Citind Scriptura, e așa de familiară întrebarea asta. Haideți să ne uităm un pic împreună la Faptele Apostolilor, capitolul 19, versetul 2. Și le-a zis, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei au răspuns, noi nici n-am auzit că a fost dat un Duh Sfânt. Dar cu ce botez ați fost voi botezați? Le-a zis el și ei au răspuns cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel a zis, Ioan a botezat cu botezul pocăinței. Și spunea norodului să creadă în Cel ce venea după El, adică în Iisus. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Ăsta e cuvântul lui Hristos. Și îmi place să nu iau doar ce îmi place, îmi place să iau tot. Că și când mă duc la restaurant și mi-aduce și cărniță, și cartofior, și... ce mai aduce? Salată? Suc, cafea, așa. Și șervețele chiar, că și de la-i nevoie după aia. Și iei tot. Nu te oprești doar la ceva. Și așa vreau să cred din toată inima că acest cuvânt e pentru noi tot. Și sunt pași și sunt lucruri care Dumnezeu le face în viața noastră. Și haideți să ne uităm mai adânc. Scriptura e plină de versete. Matei 3:11, Ioan Botezătorul, da? Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință. Dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Crede din toată inima lucrurile acestea? Să le luăm și pentru noi, dragii mei. Marcu 1:8. Eu, da, v-am boteza cu apă, dar El vă va boteza cu Duhul Sfânt. Ioan 16:7. Totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite, va fi cu voi și în noi, spune în alte versete, în Ioel 2:28, așa îmi place versetul acesta, după aceea, voi turna din Duhul meu peste orice făptură, fii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa visuri și tinerii voștri vor avea vedenii. În Fapte 2, 1, da? Între 1 și 4 vorbește de o făgăduință pentru toți. Doamne, lucrează Tu! Haideți să citim și Fapte 2, 37, 39. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezați în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Vedeți voi din versetul acesta și din versete ca aceasta se trage expresia și foarte mulți să nu spun vei fi botezat în Duhul Sfânt, spun vei primi darul Sfântului Duh. Fapte 1:8. Voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt și veți fi martori. Extrem de important aici un lucru care vreau să-l punctez. Dacă țineți minte la punctul din primul mesaj și o ziceam asta apăsat și în recapitulare, momentul când facem lucrările alea mari, ziceam acolo, nu-s pentru a ne face mai special, nu-s pentru ceva anume, nu-s chiar pentru mântuirea noastră, pentru că mântuirea e prin Hristos. Ei, la fel și cu lucrul acesta, că este și o învățătură că dacă nu primești acest botez, nu ești mântuit. Și nici măcar învățătura asta nu poate să se ridice la nivelul jertfei lui Hristos. Că dacă nu primești această lucrare, nu poți să fii mântuit. Nu poate fi așa, că mântuirea e clară, e prin Iisus Hristos. Dar ai nevoie și de lucrarea aceasta ca să fii un copil echipat, eficient, puternic, plin de El și plin de daruri, că vom vorbi și de daruri, nu ne vom opri doar la botez ca și un semn, da? Venirea Duhului Sfânt ca și botez în viața mea. Nu doar din momentul acela, spunea lucrul ăsta, nu doar din momentul acela voi avea roada Duhului Sfânt, deja e prezent în viața mea din primele zile când mi-am dat viața lui Hristos și vreau să-L urmez. Absolut, Duhul Sfânt trebuie să rodească roadă în mine, trebuie roada Lui să fie deja prezentă, da? Și când vorbim de botez și de daruri și roade, două lucruri total distincte. Una face ceva care facem toți credincioșii și darurile deja sunt niște lucrări speciale de echipare, da? Așa cum își comandă israeliții ceva proaspăt acum de la americani, așa facem noi în lupta spirituală, ne mai trimite Domnul, zice, Neluțu are nevoie de o chestie acum neapărat și după el va organiza acea chestie, poate-i dar de deosebirea duhurilor, nu știu, poate-i dar de discernere, poate-i dar de profăție, poate-i un dar în care își pune mâna și alții primesc, de care își pune mâna și alții primesc darul Duhului Sfânt. Așa spune Scriptura mea, lucrul ăsta se primește și așa, dar nu numai așa, da? Un alt aspect important care vreau să mergem la el, deci nu e mântuitor nici lucrările alea mărețe prin credință, nici botezul în Duhul Sfânt, nu asta ne mântuie. Dar vrem tot pachetelul, pentru că îl iubim și vrem totul, da? O altă dată făceam un exemplu că atunci când îți cumperi ceva, mașină sau un aparat anume, dacă îți permiți și ai tânji să-l ai full option, da? Cu toate opțiunile posibile, așa e și cu viața credincioșului, să tânjim să avem full option, să avem tot, să avem toate echipările care mai poate, da? Să ai și climă, să ai și ăsta, să ai toate navigările, tot ce trebuie. Că dacă mergi la cel mai basic package, așa o și duci, nu? Ajută-ne, Doamne, și mărește-ne Tu credința. Vreau să vă vorbim de un alt aspect așa de important și frumos. În Vechiul Testament, sunt trei etape aici, în Vechiul Testament, Tatăl Dumnezeu a suflat peste Adam Ruha, se spune aici, și acesta devine un suflet viu, da? L-a întocmit, l-a făcut și a suflat ruha și el a devenit un suflet viu. Apoi Fiul, Iisus Hristos, când vine în lume, e epoca Evangheliei și el ține minte după înviere că merge și suflă peste ucenici acest ruha, iară, da? Și hai să ne uităm la Ioan 16, 7. Vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, îl voi trimite, da? E vorba de a treia parte, epoca Duhului Sfânt, Ioan 16, 8, 11 și când va veni el, nu citim acum tot, că e lung și acolo, da, dragilor? Deci sunt trei etape a lucrării Duhului care... Așa istoric îți mai lungi, dar aici deja e vorba de Duhul Sfânt care Iisus Hristos îl pune ca și pentru noi, ca și mângâietor. Crede, dragule, că este un botez în Duhul Sfânt, cum spunea slide-ul și imaginea. Și aici e foarte interesant, dacă pui celălalt, crede că este un botez în Duhul Sfânt. Și aici interpretările scripturale sunt împărțite. Vin unii și spun că în momentul nașterii din nou, Duhul Sfânt e în tine, de atunci, da? Duhul Sfânt e în tine, dar cu tot. Deci El e gata, El e persoană. Deci Duhul Sfânt când a intrat nu vine numai pe 3% și dacă ești băiat bun mai dă drumul la 8-7%. Teologia asta și explicația aceasta scripturală vine și zice că e în tine în totul când o veni, dar tu trebuie în pașii tăi credinței, cum explicam, la un moment dat să activezi. Și ce ți da ție să se activeze în tine, Duhul Sfânt te va face conștient și se va activa în tine credință, se va activa în tine un dar, vei vorbi, poate la un moment dat vei avea un timp al vorbirii în limbi și interpretarea respectivă. Și am auzit foarte mult explica lucrul ăsta și predici foarte multe pe pasajul respectiv. Apoi avem o altă parte care vin și o explică poate un pic mai similar cu ce am explicat eu în seara aceasta, de tot fel de trepte în Duhul Sfânt și dacă este distinct, pentru că ne uităm și suportăm lucrul ăsta prin Sfânta Scriptură și vedem sute de exemple foarte clare în fapte și așa, care da, a existat un moment distinct în care există un botez al Duhului Sfânt și după aia se fac niște lucrări altele. Da, Duhul Sfânt a venit în noi de la naștere, de noi, El face lucrarea, dar mai este și pasul ăsta botezului și eu nu-l cred lucrul ăsta așa. Sincer, ce îmi dau seama și consider că interpretările diferite au venit tocmai din experiențele diferite. Duhul Sfânt nu poate fi îngrămădit în șabloane omenești pentru că este infinit, e vast, e așa de complex, e unic, e divers, încât fiecare din noi avem o experiență și o mărturie aproape în întregime unică în această privință. Acolo apare problema, da? Și vreau să vă spun sincer că lucrurile astea ce le vorbesc acum și vi le explic, îs ceea ce eu în anișorii de când am primit nașterea din nou am reușit să pun împreună și să înțeleg pentru mine. Eu împărtășesc și cu voi. În momentul când eu am o experiență personală, am o tendință să scriu o carte, da? Să scriu un manual și acum să înmân fiecărui din credincioși, din prietenii mei, să înmân acest manual și să le spun, uite, așa face Duhul Sfânt. Acolo e greșeala. Pentru că experiența mea nu poate fi pusă într-un manual și eu să vă zic așa se primește, că așa am primit eu. E mai corect să ne uităm un pic mai vast și cred că cel mai bun manual e gata scris. E gata dat. Citiți Faptele Apostolilor, dar nu odată. Citiți-l de 100 de ori și Duhul Sfânt vă va lumina, ne va lumina. Ne uităm în Scripturi și sunt așa de multe exemple și pasaje date clar în privința aceasta și le înțelegem. Și Duhul Sfânt e cel care face. După aia sunt alții care vin cu o învățătură care spun că Duhul Sfânt a fost dat și a fost activat în plinătate, în putere, dar s-a oprit la momentul ucenicilor. În era ucenicilor s-a oprit și El nu mai lucrează la fel. Bun, acolo nu intru în explicații pentru că noi credem lucrurile cum le credem și credeți-mă că în orice biserică veți fi vreodată și veți păși și veți zice vrem să venim să fim parte aici, ei vă vor întâmpina cu un crez, nu? Și cred că oriunde ați fost ați avut un crez. Și bisericile de sub holină și unde noi suntem specifică iară foarte clar și frumos lucrul acesta și am să citez două pasaje scurte. Toți credincioșii trebuie să dorească cu înflăcărare și să caute cu deplină sinceritate și convingere făgăduința Tatălui, botezul în Duhul Sfânt, conform promisiunii Domnului Iisus Hristos. Scopurile botezului în Duhul Sfânt sunt împuternicirea pentru lucrare, acordarea darurilor și folosirea lor în lucrarea de slujire. Și enumăr aici multe trimiteri scripturale, Luca 24, 49, Fapte 1, 4, 8.1, Corinteni 12, 1.31. După aia mai spuneți așa de frumos, precum și consacrare sporită pentru Dumnezeu, o dedicare deosebită pentru lucrarea Lui, Fapte 2, 43, Evrei 12, 28, și o dragoste activă pentru Hristos, pentru cuvântul Său și pentru cei pierduți, Marcu 16, 20, botezul în Duhul Sfânt este o experiență distinctă și ulterioară nașterii din nou. Repet, botezul în Duhul Sfânt este o experiență distinctă și ulterioară nașterii din nou. Ăsta e crezul nostru. Și vreau să cred din toată inima că putem experimenta mult și mai mult și mai mult din el. Apoi, vreau să ne uităm la câteva aspecte. Care este scopul Duhului Sfânt? Enumărăm câteva. 1. Pentru ca să fim puternici spiritual. 2. Pentru ca, fiind ajutați de El, să învățăm. Ioan 14, 26. Când va veni Duhul Sfânt, vă va învăța toate lucrurile. 3. Pentru ca să avem slujitor bun. Faptele Apostolilor 20, 28. Luați seama! Dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcop, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele Său. 4. Pentru ca bisericile să crească, biserica se mulțea cu ajutorul Duhului Sfânt. Faptele Apostolilor 3, 9, 31, biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umbla în frică de Domnul și cu ajutorul Duhului Sfânt se mulțea. 5. Pentru ca noi să avem dragoste, Romani 5:5, dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. 6. Pentru a mijloci pentru noi, Romani 8:27, pentru că Duhul mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. 7. Pentru a împărți daruri. Un botez în Duhul Sfânt trebuie să ducă la pasul următor. Să fie echipat cu daruri și pune-te rog slide-ul următor. Crede, Duhul Sfânt dă daruri, echipează credinciosul și astăzi, da? Pentru a împărți daruri. Și mă duc așa fugitiv, vorbire în limbi, minuni, vindecări, profetic. Că 1 Corinteni 12, de la 1 la 11, acolo așa nu mă spicuiesc, daruri de descoperire, darul cunoștinței, darul înțelepciunii, daruri de putere, darul credinței, darul minunilor, vindecărilor, darul de vorbire, prorocia limbilor, tălmăcirii. Dragilor, vreau să fim cu toții conștienți de un lucru. Cea mai mare bătălie spirituală, în anihilarea eficienței credinciosului generației noastre este să fie ținut absent de aceste ultimele două puncte care le-am enumerat, de botezul în Duhul Sfânt și de a primi daruri. Asta e treapta aia care poate da un acel altceva în care vei câștiga o foarte mare eficiență în războaiele spirituale. Și Satana se luptă și s-a luptat de 2000 de ani. Că dacă cumva câțiva au ajuns totuși la credință, să-l oprească la cât se poate de superficial, la cât se poate de puțin, la cât se poate de limitat și să nu cumva să mai urce, să nu cumva să mai atingă și altceva. Să știți că ar merge un pic prea mult să mă duc aici, așa de vaș, așa de bogat, dar de când slujim și ne bucurăm aici în lucrarea asta de la Sfânta Treime, Am avut harul să aud multe mesaje predicate tot cu microfonul ăsta aici și au fost mesaje atât de bogate că acum n-aș face altceva decât să le respun pe aceleași, pentru că ar fi exact ce trebuie la punctul respectiv. Și dacă nu-i prea mult, pune-te rog pe ecran dacă vreți să vă luați notițe. A avut fratele Florin Dan la un moment dat, omul ăsta e mentorul lui Dani Drume, fratele nostru Dani Drume, care îl îndrăgim și îl iubim, de la Beiuș. Bărbatul ăsta e un profesor în teologie și el a mentorat pe Dani. A avut aici în biserică, la un moment dat, iar nu știu câți din voi ați fost aici, au avut un mesaj, oprirea interzisă. Și acolo am mers în detaliu. Atât de frumos a explicat cu scripturile. De ce oprirea interzisă? Pentru că noi, ca și creștini, nu putem să ne oprim. Oprirea e interzisă, noi trebuie să mergem așa, da? Și Dumnezeu ne ajută și ne arată treptele pe care vrea să ne urce și pe fiecare din noi cu ce vrea să ne echipeze, ca să avem eficiență la Florești, în Mănăștur, în Zorilor, în Feleacu, în Turda și în toată țara și până la marginile pământului. Asta e menirea credinciosului și dacă ucenicii nu făceau lucrul ăsta, eu, Adi Cost, în seara asta nu știam despre Hristos. Dar s-au înțeles clar chemarea. Ei, de ce crezi că ei au o chemare și noi avem o altă chemare? Nu, toți avem aceeași chemare. Un alt mesaj de la iubitul nostru frate Sani Trancă, care ne vizitează des aici, dacă vreți să vă notați, întâietatea umplerii cu Duhul Sfânt, din nou, atât de frumos a avut aici o cuvântare de vreo oră și ceva, în care s-a dus în fapte și în cuvânt cu lux de amănunt în daruri și în lucrarea Duhului. Și apoi, care sunteți iubitori și de limba engleză și poate unii din voi înțelegeți un pic mai bine, ascultăm mult bărbatul ăsta pe Vlad Vașciuc. Ar fi normal titlul, dacă îl căutați, e Five Steps to Knowing the Holy Spirit, sau cum e pe the thumbnail, How to Know the Holy Spirit. Și vă recomand și mesajul ăsta, e de vreo oră jumate, dar merge în tot și străbate tot. Și mă gândeam acum, ori fac o parte a treia, și după mi-a venit gândul ăsta, nu mai fac nicio parte a treia, că au făcut alții partea a treia. Și atunci vă activați voi link-urile și ascultați. Dar sunt alte mesaje, sunt sute și mii de mesaje și sunt oameni superbi, Luigi Mițoi și Zăgreanu și o grămadă, care au atâta de adânci mesajele în zona respectivă, încât vă puteți găsi hrană suficientă. E așa de frumos cu Duhul Sfânt. Să tânjim, să ne dorim umplere, să ne dorim reumplere. Să ne dorim tot ce are El pentru noi. Și știi cum, dacă cumva te cercetezi în seara asta și zici, da, pun degetul pe 16 august 2012 sau știu eu când, și zici, atunci am avut câteva cuvinte în limbi și ăla-i momentul, și mi-a trecut așa pe calendar cu chestii de a verde că s-a întâmplat și lucrul ăsta în viața mea. Botezul în Duhul Sfânt și darul și lucrurile astea nu sunt pentru a marca ceva în calendar, că s-a întâmplat. Vedeți cum se zicea și de dimineață, e o treabă zilnică. Noi avem device-urile astea, da? Mi-e bun acum, că mai are, mi-arată aici că mai are 60% baterie. Dar pe mâine dimineață mi-arată că are 12 și pe mâine la miaz nu mai arată nimic, nici măcar nu știu ce să mai știi, că nu mai are, e zero. Așa e, dragilor, în viața de credință, în umblarea cu Dumnezeu, în umblarea darurilor Duhului Sfânt, în botezul în Duhul Sfânt, în lucrurile astea, noi trebuie să avem o reumplere proaspătă, așa cum ne încărcăm device-urile și cu mașinile care vedem că niacu așa și știm că nu mai urcăm Feleacu, o să ne punem la pompa acum, să punem, că dacă nu, cum e vorba, pana prostului? Nu-i? Tu ești cu troleul. Troleul nu e niciodată în pană, că e pe fire electrice. Doamne, Tată, fii Tu cu noi și învață-ne din toate pildele astea care sunt pe lângă noi, și dacă ne hrănim trupul zilnic, așa să ne hrănim și Duhul. Și cel mai frumos lucru e cuvântul lui Dumnezeu, să ne hrănim, spărtășirile frumoase, cântările de laudă. 1 Corinteni 14:5 spune aici așa de frumos Pavel: aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să prorociți. 3-4 versete mai sus, la versete 1, spune: urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Dragilor, și dacă bunul Dumnezeu ne atinge și așa, și ne echipează pe vreo careva din noi pentru o mai bună eficiență cu vreun dar duhovnicesc, să veghem foarte mult atitudinea noastră. Vreau să vă citesc din Romani 12:3. Echipa, vreți să cântăm? Haideți pe aproape. Echipa nu mai e. Vine echipa. Doamne, ține Tu echipa și mărește-ne echipele aici și îți mulțumim că le-ai mărit mai mult decât am știut noi gândi sau cere. Haideți sus, haideți sus, o să și cântăm. Deci Romani 12 spunea să avem o atitudine așa de bună a inimii, dacă cumva se îndură Domnul de noi. Și cu cât am primit din El, nu? Că unii din noi am primit nașterea din nou și mergem la lucru și deja ne desconsiderăm toți colegii, de parcă nu cu ei trăgeam pe nas 10 ani. Am uitat într-o lună să te doară pentru El. Poate el mai trebuie să mai tragă pe nas încă câteva luni, dar să te doară și să mijlocești pentru el, să fie și el fratele tău și sora ta. Și crede că Domnul poate face lucrul acesta. Ne spune Pavel niște lucruri așa de adânci, așa vreau să le iau pentru mine și luați-le și voi pentru voi. Roman 12, de la versetul 3. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi, să n-aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos. Dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora, deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat. Cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Cine învață pe altul să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine cărmuiește să cărmuiască cu râvnă, cine face milostenie să o facă cu bucurie. Dragostea să vă fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine, iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească în cinste, fiecare să dea întâietate altuia. În stârguință să fiți fără preget, fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului, bucurați-vă nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune, ajutați pe sfinți când sunt în nevoie. Fiți primitori de oaspeți, binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu blestemați. Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng, aveți aceleași simțăminte unii față de alții, nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite. Să nu vă socotiți singuri înțelepți. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Doamne, așa ajută-ne! Așa ajută-ne! Și vreau să mai recitești ce am citit deja, 2 Petru 1:5. Haideți și în picioare. De aceea, dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni, căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori, în ceea ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Pune-te, rog, și 1 Timotei 6:12. Luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat. Duhul Sfânt trebuie să ne aducă în viața aceasta bucuria aia neînțeleasă, determinare, efervescență, minunăție, să fim uimiți, să ne aducă acea exaltare, acea bucurie neînțeleasă. Asta trebuie să aducă Duhul Sfânt în noi. Ucenicii, după ce au fost umpluți de Duhul Sfânt, s-au ridicat și au schimbat lumea noastră, istoria a luat o altă direcție. Doamne, lucrează și la Cluj, amin? Lucrează, Doamne. O întrebare acum, bun, interesant mesaj. Dar cum pot primi darul Duhului Sfânt? În primul rând trebuie să fii născut din nou. Atunci sunt pregătit, atunci îndeplinesc condiția. Pune-te, rog, Petru, fapte, Petru vorbește în fapte, pune fapte 2, 38, spune aici iară, recitesc, pocăiți-vă. Le-a zis Petru și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi, după aceea, veți primi darul Sfântului Duh. Și în al doilea rând trebuie să-l ceri. Dumnezeu niciodată nu o să forțeze pe nimeni cu un dar. Trebuie să ceri. Pune-te, rog, Luca 11, 13. Dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru din ceri va da Duhul Sfânt celor cerem și credem. Dumnezeu ne vrea slujitori. Slujitorii nu pun întrebări. Slujitorii iau ordine și pășesc cu credință în înfăptuirea lor. Biblia, aici este ordinul. Ia totul pentru viața ta și pășește cu credință în ordinul lui. Romani 15, 13. Dumnezeu în nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Și haideți, dragilor, să și cântăm împreună. În urmă cu o săptămână, două, am cântat aici o cântare frumoasă, E lângă tine iar, E lângă tine iar, și vrem să o cântăm și în seara aceasta, după care să stăm într-o rugăciune în care îi mulțumim pentru ce lucrează și face în viața noastră. Atingerea divină, cu cărbune aprins, atinge gura ta și ochii tăi auzi cu tine. Hai să mai spunem o dată, e lângă tine iar, și să credem. E lângă tine iar, e lângă tine iar, îi simți atingerea divină, cu cărbune aprins, atinge gura ta și ochii tăi auzi cu tine. Atinge-ne din nou, Iisus, atinge-ne din nou, Iisus, și cu puterea ta divină revarsă în noi din Duhul tău și până acum lumină revarsă în noi din Duhul tău și Iisus se apropie de tine. Bludul samaritian îți leagă rana iar și nu te lasă în drum străin. Atinge-ne din nou, Iisus, atinge-ne din nou, Iisus, și cu puterea ta divină revarsă în noi din Duhul tău și fă-ne acum lumină revarsă în noi din Duhul tău și fă-ne acum. Îi simți atingerea divină, cum cărbune aprins atinge gura ta și ochii tăi te-au uns cu tine. Atinge-ne din nou, Iisus, atinge-ne din nou, și cu puterea ta divină revarsă în noi din Duhul tău și fă-ne acum lumină revarsă în noi din Duhul tău și cu puterea ta divină revarsă în noi din Duhul tău și fă-ne acum lumină revarsă în noi din Duhul tău și fă-ne acum lumina. Haideți să mergem într-o rugăciune. Mă cercetează Duhul Domnului cu două gânduri din cântarea asta. Nu că n-ar fi altele mai mari, dar astea îmi stau în evidență. Când te atinge Duhul Sfânt, face ceva la nivelul gurii. Te atinge cu un cărbune aprins și bine știe El de ce faci lucrul acesta. Care are nevoie să ia controlul gurii tale, să poți să fii un ambasador acum pentru El. Și atunci, cum spuneam că lumea e ocupată cu războiul, cerul e ocupat cu nunta care e foarte, foarte aproape. Și când vine să ne ia, vom fi ambasadorii Lui și are nevoie de gura asta, astăzi să fie atinsă de cărbune și de ochii ăștia. E unși cu tine ca să vadă deslușit. Când citim, să vedem deslușit și toate adevărurile Scripturii să locuiască aici, să fim eficienți. Haideți să ne rugăm cu toții și să spunem: Doamne, atinge-ne cu Duhul Tău, atinge gurile noastre, ochii noștri. Cere-L pe Duhul Sfânt la alt nivel. Dacă ești undeva la treapta 1, 2, 2 jumate, 3, nu știu, și-s multe trepte. Mai este și botez cu foc, altă predică. Sunt așa de multe cu Hristos, pentru că Dumnezeu e creator, în puterea Lui de creație nu poate fi limitat, nu poate fi înghesuit în reguli, în parametri, în cutiuțe. Așa am primit eu, așa va primi și Dumitru. Nu! Dumitru va primi cum vrea Hristos să primească Dumitru. Tu fii mulțumit, Adriene, cu ce ai primit tu. Aia a fost pentru tine, a fost experiența ta. Lucrează cu cât s-am încredințat. Și îmi place această infinitate a diversității Lui. Dar uite-te în situațiile problemelor din viața ta. De fiecare dată Dumnezeu a lucrat altfel și de fiecare dată a lucrat exact cum nu te-ai așteptat. Când stătea jos și desena ceva. Mulți teologi încearcă să spună ce scria, ce desena. Și o femeie tocmai prinsă în curvie, da? Au venit cu ea. Ce facem, învățătorule? După lege trebuie omorâtă cu pietre. El desena ceva, scria ceva. Și le spune un cuvânt așa de înțelept, pentru că el e creație, el e creator și pe el și pe păcătoasa aia, pe curva aia, a hotărât-o în palma lui de creator și vedea dincolo în ea, deci o reușit fariseii să vadă atunci în slăbiciunile ei. O vedea pe cea credincioasă de după orele alea, de după ziua aia, care i-a rămas fidelă toată viața, până la moarte. El aia vede. Și aia vede Hristos în tine, și aia vede Hristos în tine, și în tine, și în tine, și în mine. Nu ce nu reușesc azi. El vede ce reușesc mâine și până la urmă nu e despre reușitele mele. Până la urmă e despre harul lui și îndurării lui. Dar, dragilor, crede că e infinit și va lucra și în problema ta cum El hotărăște. Haideți să mergem și să stăm înaintea Domnului, să ne rugăm. Haideți să intrăm în rugăciune.